Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! În ultimii ani, numărul cooperativelor se află într-o ușoară creștere, dar performanțele economice sunt modeste. Cele mai multe cooperative din România activează în sectorul cerealelor și al plantelor tehnice, iar în domeniul zootehnic sunt foarte puține. În Șarul Dornei, județul Suceava, primarul localității a găsit soluția ca să-i determine pe fermieri să formeze asociații. Administrația locală a decis să-i scutească de anumite impozite. În primul rând, avem la nivelul localității, la nivelul primăriei, de exemplu, avem persoane care asigură consultanță gratuită de fiecare dată, bineînțeles, persoanelor care doresc să aplice pentru fonduri europene și totodată suntem foarte, foarte aproape de cetățeni, aducându-le la cunoștință toate facilitățile de care ar putea beneficia. Dau exemplu, în momentul de față avem 105 membri asociați în cooperativă care beneficiază de scutiri de impozit pe terenul agricol, scutiri de impozit pentru construcțiile care deservesc această activitate, impozit pe norma de venit, deci scutire la impozitul pe norma de venit și atunci ei au această posibilitate ca să se dezvolte mai bine. Tot timpul ține... Prin codul fiscal, dar noi am ajuns cât mai repede cu informația la cetățean și atunci această informație o creat efecte pozitive. În alte situații, când n-am fi știut despre, sau fermierul n-ar fi știut despre aceste facilități într-un timp scurt, în situația aia n-ar, deci ar fi, consider că este o facilitate faptul că ținem în permanență legătura cu cetățeanul, cu fermierul. Vreau să vă întreb totuși, cum ați reușit?